Bun venit la Farfuria Vesele, eu sunt Dana și astăzi am pregătit o supă delicioasă de dovleac și vreau să vă arăt pas cu pas cum am făcut. Pentru început am nevoie de un dovleac plăcintar, un măr verde, o ceapă și câțiva căței de usturoi. Voi curăța mărul de coajă, voi tăia dovleacul pe jumătate, îndepărtez semințele din interiorul dovleacului cu ajutorul unei linguri și pun dovleacul în tava cuptorului. Am aici mărul și îndepărtez căsuța cu semințe și voi coace legumele și mărul în cuptorul preîncălzit la 180 de grade. Atenție că usturoiul și ceapa se vor arde foarte repede dacă nu sunteți atenți. Dacă nu aveți încredere, le puteți acoperi cu o folie de aluminiu. Și le voi scoate până când dovleacul se va înmuia. Atunci când apăsați cu o lingură în coaja dovleacului, acesta se va simți moale. Întorc dovleacul cu partea tăiată în jos și astfel îl voi coace în cuptorul preîncălzit. Am pus puțin ulei de măsline peste ceapă și peste măr. Așa arată dovleacul, s-a caramelizat, la fel și mărul și ceapa și usturoiul. Pun miezul dovleacului într-o crăticioară împreună cu mărul, ceapa, usturoiul și voi folosi blenderul vertical. Am aici o jumătate de cubuleț de bază pentru mâncăruri. Dacă aveți o supă de legume o puteți folosi, însă eu nu am avut, am folosit o jumătate de cubuleț de bază de mâncăruri amestecat cu puțină apă fierbinte pentru a da mai mult gust supei mele, însă nu am mai adăugat nicio picătură de sare. Este suficientă sare în acest cubuleț. Folosesc, așa cum vă spuneam, blenderul vertical, robotul vertical de bucătărie pentru a mărunți foarte bine miezul dovleacului împreună cu ceapa, usturoiul, cât și mărul acela verde copt, până când obținem o supă cremoasă și omogenă. La început va părea așa că are o culoare mai ciudățică, însă continuați să amestecați. Veți vedea că atunci când veți adăuga și baza pentru mâncăruri, supa parcă va înflori, va căpăta o culoare incredibil de frumoasă și va fi și foarte, foarte gustoasă și foarte hrănitoare. Adaug acum această bază de mâncăruri împreună cu apa fierbinte și voi continua să amestec. Astfel vom mai subția puțin această supă. Nu avem nevoie de un piure, avem nevoie de o supă cremoasă. Voi condimenta acum cu puțin piper măcinat, opțional puteți folosi cayenne, va fi un pic mai picantă, nucșoară proaspăt măcinată, este foarte important, și voi pune pe foc supa și mai adaug apă fierbinte dacă este cazul pentru a o mai subția. Recunosc că înregistrez acum un miez de noapte și cuvintele nu ies cu mare ușurință la ora asta, dar sper să vă placă această rețetă și sper să vă încercați supa, vă asigur că este delicioasă. Am oprit focul și am servit această supă așa fierbinte. Atunci când este frig afară, parcă ai nevoie de supe fierbinți și ce-ți dau confort și răsfăț. Și o servim împreună cu semințe de dovleac.
cât și boabe de rodie și combinația asta este incredibil de gustoasă. Mulțumesc mult de tot pentru vizionare, sper că veți încerca și voi să pregătiți supa. Nu uitați de abonare dacă nu ați făcut-o deja, dați like rețetelor ce vă plac, lăsați-mi un comentariu de dedesubt și vă voi răspunde cu mare drag. Ne auzim data viitoare, până atunci nu uitați să fiți veseli. Zi frumoasă să aveți, numai bine!